Salut, sunt Cristi, bine ai venit pe scapădefrică.ro. În clipul de astăzi vreau să vorbesc despre anumite probleme la copii legate de fobii, adică frici relaționate cu anumiți stimuli specifici. Fobiile la copii sunt adesea cele legate de animale, legate de întuneric, de mersul la școală sau de diferite proceduri medicale. În clipul de astăzi vreau să vorbesc despre fobia de întuneric. De ce au copiii frică de întuneric? Sunt trei mari posibile mecanisme pentru care un copil are anumită frică de întuneric. Și anume, primul este cel legat de condiționare clasică sau, altfel spus, de o experiență de asociere. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acel copil a trăit o stare de anxietate sau de frică intensă într-o situație în care era întuneric, astfel încât a asociat situația de întuneric cu cea de anxietate. O altă cale pentru dobândirea fobiei de întuneric poate fi și modelarea. Ce înseamnă modelare? Înseamnă că a observat o altă persoană adesea asemănătoare ei, cum ar fi un alt copil, că se sperie atunci când este întuneric. Iar prin această experiență, el a învățat să facă legătura între întuneric și frică. A treia cale prin care copilul a putut să dezvolte această fobie față de întuneric poate fi chiar prin educația primită de la părinți. Adică cineva i-a spus, ai grijă că în întuneric s-ar putea să fie lucruri pe care nu le controlezi, sau ai grijă că bau-bau te mănâncă în întuneric. Așadar, cele trei surse pe care le-am amintit sunt condiționarea, care este de fapt o asociere. Copilul a trecut printr-o situație în care a asociat întunericul cu frica. Al doilea mecanism reprezintă modelarea, în care copilul pur și simplu a observat pe altcineva asemător cu el ca și vârstă, sau cel puțin similar lui, că se sperie de întuneric și a învățat acest lucru. Adică a făcut și el asocierea între întuneric și anxietate sau frică. Iar al treia mecanism este cel prin educație. Care înseamnă că cineva i-a spus, ai grijă că întuneric te poate mânca bau-bau. De ce se teme copilul de întuneric? E bine, se teme pentru că are o asociere făcută. Adică are o legătură între starea de frică sau de anxietate și situația respectivă. Ca idee de bază cum putem interveni sau ce avem de făcut, este să înlocuim acea asociere între frică și situația de întuneric și să o înlocuim cu o situație cu starea de relaxare și situația de întuneric. Bun, cum putem interveni atunci când această frică este deja instalată? E bine, ce putem face este să facem un fel de desensibilizare în imaginar. Ce înseamnă acest lucru? Ca și idee generale, prima dată facem o ierarhie cu situațiile față de care copilul are frică, adică cât de mult întuneric trebuie să fie pentru a avea cât mai multă frică, facem pur și simplu ierarhie, de la situația în care se sperie cel mai puțin până la situația în care se sperie cel mai mult. După care, spunem o poveste în care îl rugăm ca în imaginar, adică sunt cu ochii închiși într-o poziție relaxată, să se gândească la diferite elemente față de care el simte emoții pozitive. Cel mai elegant exemplu ar fi aici un erou. Un erou poate fi ca, de exemplu, Batman, Superman, Barbie, sau știu ce, orice altă personaj care îl animă pe copil. Așadar, în timp ce povestim copilului acest scenariu cu elementele care știm că îi trezesc emoții pozitive, care implică ori erou preferat, ori ceva care îi declanșează emoții pozitive, când observăm pe limbajul lui corporal că începe să se relaxeze și să se simtă bine, să trăiască emoții pozitive, cum ar fi că zâmbește, că are fața mai destinsă, mai relaxată, el este mai relaxat, atunci, încetul cu încetul, introducem câte un element din acea ierarhie, pornind de la cel mai de jos,
și introducem în poveste acel element care iar declanșa puțin anxietate sau puțină frică. Rămânem la acea poveste până când vedem că se simte puțin mai speriat. Când se simte puțin mai speriat, iarăși eliminăm elementul de întuneric, să zic așa, elementul care sperie și amplificăm în poveste, în conținutul din poveste, elementele care îl relaxau. Ca exemplu, copilul stă pe pat și îi spune poveste despre Batman. Cum sunt ei doi prieteni și cum atunci când vine seara, Batman vine lângă el și îl asigură și îi spune că ei sunt prieteni foarte apropiați și că orice ar fi, ei se ajută între ei. Iar apoi puteți să spuneți că vine seara și se apropie de camera lor împreună cu Batman, unde este întuneric în camera. Dacă vedeți că copilul se sperie un puțin, introduceți mai multe detalii în discuția cu Batman, astfel încât să îi trezim încă o dată emoțiile pozitive. Apoi introducem elementul de întuneric până când vedem că copilului nu îi se mai declanșează starea de anxietate, cât timp este expus la situația imaginară de întuneric la nivelul respectiv din ierarhie. După ce depășește acel nivel, se merge o treaptă mai sus și încă o dată se revine la elementele care declanșează stare de bine, bucurie sau relaxare și se introduc tot mai mult în balanță cu elementele legate de întuneric sau de fobia lui specifică. Așadar, acesta este un prim pas, cel din imaginar, pentru a înlătura din fobia sau din frica pe care un copil o resimte. De ce în imaginar? Pentru situațiile în care frica de confruntare cu realitatea este foarte, foarte intensă, imaginarul îi permite să dezvoltă puțină încredere sau să aibă un exercițiu al relaxării. La ce vârstă funcționează această metodă? Literatura arată că funcționează la vârste de 4 ani, 6, 8 ani, însă chiar și la 14 ani poate să funcționeze. Însă elementele sunt doar diferite. Dacă la 4 ani elementul care declanșa starea de bine era Batman, la 14 ani poate să fie o mașină pe care el o place foarte mult și care și-a dorit foarte mult să o aibă, de exemplu. Așadar, de ce au copiii frică de întuneric? În principiu, au frică de întuneric pentru că asociază situația în care se află fără lumină cu o stare emoțională de frică. Ce trebuie să facem noi pentru a contracara această problemă? E bine, noi avem de rupt între asocierea frică-întuneric și să o înlocuim cu o altă stare antagonică sau opusă fricii, cum ar fi relaxarea sau bucuria, cu situația de întuneric. De ce facem acest lucru în imaginar? În primul rând facem acest lucru în imaginar tocmai pentru a ajuta copilul printr-un antrenament.